E mult mai ușor să, sau mai corect să prevenim decât să tratăm. Multe persoane deja mă întreabă, domnul doctor, îmbătrânim, vrem să oprim puțin procesul îmbătrânirii. Și de fapt cu asta ce ne ocupăm, cu tratamente anti-aging. Injectăm prin anumite tehnici, anumite produse, care includ de fapt un cocktail de produse, de la cristale de calciu, care stimulează colagen, până la peptide, care ajută la, la construcția de fibre noi de elastină. Pur și simplu lucrăm la fermitate, la elasticitate, la textura pielei. Tratamentul este tratament mini-invaziv, care durează între 25 de minute până la jumătate de oră. Se practică sub nicio anestezie, din cauza că tratamentul practic nu este dureros. Cu ajutorul canulelor foarte subțiri, atraumatice, inserăm produsul în anumite straturi, niveluri al pielei. Nu necesită timp de recuperare. Noi, de fapt, înțepăm puțin cu un ac foarte fin pielea și cu ajutorul canulelor traumatice, pur și simplu decolăm puțin pielea și lăsăm urma de produs. Fiind tratament care include mici înțepături, nu prea apar vânătăi și timpul de recuperare practic este nul. Tehnica M Rejuvenation este o tehnică proprie și cred că este foarte important să avem grijă de tenul nostru și să prevenim îmbătrânirea care este inevitabilă, și cocktailul acesta pe care domnul doctor îl injectează la nivelul pielii ajută tenul din interior, pentru că toate cremele pe care noi le punem pe față nu pătrund profund. Vin la domnul doctor de câțiva ani pentru că întotdeauna mi-a respectat dorința și domnul doctor nu face chestii exagerate. Mie îmi plac intervențiile pentru că ne ajută pe termen lung, dar nu îmi place să se vadă ostentativ ceea ce îmi fac. Și atunci domnul doctor merge foarte mult pe naturalețe, îmi respectă fizionomia feței. Procedura chiar nu a fost dureroasă, nu a fost deloc. Mă așteptam să pună un anestezic înainte, dar faptul că a fost făcută exact pe pielea mea, anestezicul este în interior care acționează după, efectiv am simțit o ușoară înțepătură și practic se simțea ceva sub piele, ca și cum acționa acolo, dar este mai mult decât suportabil. Am văzut imediat cum mi s-a sculptat partea aceasta, pentru că cumva ne pică fața în zona aceasta și îmi văd pomeții puțin mai structurați. Cred că orice persoană peste 35 de ani, 40 de ani își dorește și își menține calitățile piele și din cauza asta recomandăm tratamentul să începe undeva la 35, 45, 50 de ani. Noi recomandăm un tratament de rejuvenare, de M-Rejuvenation, de 2 ori pe an, o dată la 6 luni. Tratamentul începe undeva între 800 și 900 de euro la o ședință de tratament.